Știi ce? Sunt pregătit. Au. O să iau lava asta și o să mă duc cât mai jos. Fugi! Oh, nu! Frate, cred că sunt 20 de paianjini de acolo. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la episodul 3 din Minecraft editat. După cum vedeți aici, vreau să fac rost de puțin stone bricks, pentru că azi aveam de gând să încep construcțiile, dar având în vedere că mă plimbam pe aici și am găsit o mină, cred eu, destul de interesantă după cum pare, aș vrea să minăm astăzi, să facem o mică aventură în peșteră. Să bag niște chestii de care n-am nevoie. O să am nevoie de puțin lemn. Bine, ceva mai mult lemn, dar să pic. Până atunci vreau să plantez chestiile astea. Trebuie să le pun pe toate. Au. Deci am pus două bucăți aici. Și cum ziceam, astăzi o să mergem în peșteră. Hala naiba, cine are timp de toate chestiile astea? Stai, cum am pus chestia aia acolo? Ok, asta e ciudat. Oare o să crească mai repede? Oricum. De pat am nevoie de astea. Nu. Oh, am destule. Trebuie să iau și crafting-ul cu mine. De asta n-am nevoie, nici de asta, nici de asta. Ba, stai un pic. Cred că o să mulțesc găinile astăzi. Și... au, scuze. Cred că am 10 găini până acum. Haideți, toți acum treceți la mulțit. Adică... cum a ajuns afară, mă? Tu ai zburat, mă, nu știu cum a ajuns la afară, dar... în fine. Dar tu, nu, tu ești minor, tu n-ai voie. Ok. Oh, avem ouă. Eu uite, mă, iau și experiență când fac treaba asta. Pui? Ok. 8 ouă, pui. Și să știți că eu mă duc la mine, așa că am... o să-i omor pe trădători. O să omor puicuțele care au ieșit afară, nu? Pentru că voi sunt desloiali. Te-ai unde ai fugit? Mă, mănit era om. Cum aici? Mă, e un bug vizual. Au. Mulțumesc. Cineva a fugit de noi. Aici? Mi se pare că l-am văzut. Ok, nu. Trebuie să omorăm pe cineva. Uite, tu o să mori. Sper să nu ieșiți pe ușa aia, mă. Ok, și... tu o să mori. Ok. Ce puiusă. Îmi plac puii, frate. Au capul mai mare decât tot corpul. Dai, au. Mulțumesc. Și acum. Pac. De ce nu pot să-l plantez în apă? Cum am fost cu cealaltă. Ci că sunt zvonul că... sugarcane-ul ar crește mai repede pe nisip. Nu știu ce să zic. Puțin cărbune și asta. Ok. Acum ne vom face puțină mâncare. Da, torțe. Am nevoie de torțe. Da, pot să le fac și aici. Stai, nu, că de asta nu mai avem, frate. Nu, mai mult. Ok, poate așa ceva. Ok, am o destul de torțe. Și acum să mă aranjez puțin. Aici, aici niște... nu o să mă... aici... mai multe blocuri în caz că bățesc ceva și trebuie să mă zidesc în perete. Ok, puțină mâncare. O să iau asta cu mine. Și am găsit un sunet destul de frumos pentru peșteră. O, stai, nu, asta. Sper doar să nu vă speriați. Oricum o să vedeți despre ce e vorba. Dacă nu mă înșel, aici era... au, nu voi cerea să cad. Aici era mina... pe care vă vorbeam. Uite acolo. Ok, am torțele. O să mai am niște cărbune. Pentru că acum, de când există blocurile astea de cărbune, frate, chiar se merită să le strângi, pentru că arată destul de interesant. Înainte folosai cărbunele doar pentru combustibil. Adică folosai cărbunele doar la furnesuri. Și bine, erau chestii mai bune pentru furnesuri, cum ar fi gălețile cu lavă și blaze-urile și toate minunățile astea care au legătură cu căldura.
vreau să iau asta pentru nivel în primul rând, pentru că imediat o să fac masa de incent și chiar vreau să fac niște teme frumoase. Dar bine, asta presupune că nu trebuie să mor. Ok. Aș putea spune că acum începe aventura. Spune-mi, te rog, că e o peșteră mare. În afară de aerul, cred că am luat țeapă. Stai. Hai, hai, prinde-te, prinde-te, prinde-te. Ok. E bine. Hai mă, urcă. Cine ai bai cu tine, mă? Ok, hai de ea, fierul. Și se pare că am luat țeapă cu peștera asta. Dar ia te uită. Adică vreau să iau cărbunul ăsta care a mai rămas aici și uite ce am găsit. Drăguț, nu? Ok, dar problema e cum voi ajunge eu acolo jos, pentru că mi-e foarte frică. Stai, coordonatele. În caz că acum cred că o să-mi fac o scară improvizată sau ceva, pentru că... Stai, pe ce dificultate sunt? Oh, peaceful, nu, nu-mi place. Hai, normal. Poate nu hard, dar normal sigur. Haide. Trebuie să-mi fac o rampă. Cred că așa se numește, nu? Hai, pot? Nu pot. Oricând... am auzit ceva în apă. Auziți și voi? E un trup care înaintează. Ah. Ok. Știi ce? Sunt pregătit. Au. Ok, îmi place chestia asta, coboară în jos. Și e bine. Acum, să fierul ăsta, pentru că eu încă nu sunt full fier. Adică nu am toată armura completă. Am mai mult fier. Asta chiar pare a fi o peșteră promițătoare. Adică e practic tot aia, numai că... Mă rog, e cam complicat. O să iau asta. Hai, să rămâneți puțin pe aici. Ok, mulțumesc. Pentru că nu vreau ca ceva să se... spawneze. Sper să nu găsesc nimic. Bine, doar resurse, niciun monstru, nimic, doar resurse, bine? Cred că ne-ar conveni tuturor, nu? Pentru că eu n-aș vrea să urlu ca o viteză pe aici, dar în caz că apare un creeper și s-ar putea să mor, pentru că am experiențe neplăcute. Cred că și voi aveți experiențe neplăcute cu creeperii, nu? Cele bestii care explodează. Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Uuu! Mamă, ce m-am putut speria de... liliacul ăla. Și că spunea cineva că poți să îmblânzești liliacul dacă îi dai plăcintă. Am încercat de mai multe ori și chestia asta nu e adevărată. Stai, e fier sus. Ok, o să mă aduc puțin după fierul ăla. Dar dă-te-mă de aici. Mai sus trebuie să mă urc. Ok. Și sper că nu se aude niciun zgomot de plăcut. Adică în sensul că pe strada mea se fac niște lucruri foarte tâmpit. În fine. O, acolo văd lumină, deci e lavă. Ok. Vreau să o pe aici. O, e blocat. Eu cred că e destul de bine pentru că e blocat. Oricum e o peșteră mare. Ok, stai un pic. Ok. Să mă blochez aici puțin până prăjesc eu ironul ăsta. Ok, am nevoie de multe furnale. Pac, câte sunt? 4, nu? Ok, acum sunt 4. Una, 2, 3, 4. Ok, mulțumesc. 5 și 5, nu? 4. Ok, 2 la fiecare, nu? Mi se pare corect. Au, da, și trebuie să fac și o găleată cu lavă, mă. Și acum, știi, să am niște lavă și niște apă, cred. Adică sunt multe de luat de pe aici. Uite, am și mâncarea în apropiere. Ar trebui să mai fac niște bețe pentru torțe, nu? Stai un pic să fac asta.
așa, încă puțină torție, pentru că niciodată nu știi cât de adâncă poate să fie peștera în care mergi. Ok, mulțumesc. Și ție. Deci mai trebuie cască. Da, cred că cască îți se traduce. Și ok. Tot că arăt ca un retardat fără armură. Ok, gata, acum pot să fac și armură. Cred că o să fac și un enviu sau mai multe chestii, pentru că niciodată nu știe. Ce vrei. Ok, ok. Îmi place. Nu mai niciun fel a făcut, nu? Ok, atunci o să niște câteva găleți. Adică doar o găleată deocamdată. O, am nevoie de bețe. Bine că m-a tot lemnul ăsta cu mine. Ok, așa mai bine. Și asta. O, da. O, stai, poți să faci prejel play de aer? Ciudat. Nu mi-am gândit de asta. Ok, acum avem și o găleată. Stai, uite, vreau asta înapoi. Mulțumesc. Și acum o să iau puțină lavă, pentru că niciodată nu poți să știi ce îți rezervă viitorul. Nu știu niciodată când vrei să omori ceva sau să scapi de ceva. O să iau lavă asta și o să mă duc cât mai jos. Asta s-ar putea să rămân aici, pentru că acolo e un zombie. Chiar nu vreau să pierd nimic. Pentru că uite, deja am făcut. Hai, acum am făcut. Ba nu. Acum am făcut nivelul 10. Mai sunt, oricum mai e destul până la nivelul 30. Până când poți să-ți iei un enchant destul de frumos, zic eu. În general. Ok. Chestia asta merge în continuare, nu? Zic că nu e blocat. Da. Ok. Cred că trebuie să mergem pe la zombiul ăla. Sper doar să nu mă împingă în lavă, pentru că asta ar fi urât. Ia să vedem cum trec eu de chestia asta. Blocuri, am nevoie de blocuri. Sper doar să nu se împingă lava asta. Ok. Prima etapă am ajuns. Și-mi place. Îmi ies doar să merg în avară sau... A, stai, nu, așa, ok, e bine. Atunci să iau cărbunile astea. Până acum n-am văzut un creeper. Și asta zic eu că e bine. Am făcut rost de cărbune pentru unul din proiectele mele. S-a dispărut ăla, mă? Ce vreau să spun? A, gata, mi-am amintit. Eu nu sunt genul de om care să uite așa ușor. Am regăsit niște prieteni vechi de pe care îi cunoșteam de pe un server de Minecraft și ei aveau lumea lor pe Amazon. Ei construiau foarte frumos, dragi comunitate, și pe mine pe server. Au, alea un scheletor. Bă, sunt mai mulți. Sper că nu ești un junkie de ăla. Nu câștigi. Au. Au. Mi-e frică. Mi-e frică. Da. Ce urât e asta. Ceva un cartof, dacă... Sau un morcov, dacă mi-ar da așa. Au. Că mi-e frică. Au. Nu-mi place cum se împarte chestia asta. Adică, nu știu de unde... Vor lovi monștri. Știi ce? Aud destul de mulți peajeni. Cred că e un mob spawner. Ok. Se iau chestiile astea. Uaaa! Fugi! Oh! Fugi! Oh, no, nu vreau asta. M-am speriat, am auzit prea mulți monștri. Oh, nu. Hai la tata. Fugi! Ui, m-a lovit. Ai, așa, stai mă, cine te crezi, mă, ușor? O, vine și creeper, nu? Mamă. Stai mă, să nu te grăbești.
pac, pac. Da, acum ești mort. Da. Ok, acum fugi. Push, 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 push. Bă, au... Stai bă, bă, stai bă, băiatul, bă, ușor. Nu-mi place asta, nu-mi place asta. Stai mă, stai mă la locul tău, mă. Ușor, frate. Mă, frate, sunt înfricoșat, aud prea mulți băiajeni. Aud prea mulți băiajeni, ok, calm. Stai, ce e, frate, ce e, ai lumea? Nu, e un Enderman, l-am văzut. Frate, voi au zis toți băiajenii ăștia. Pentru că eu unul fac pe mine aici. Sunt prea mulți. Hai, nu te uită la Enderman. Frate, cred că sunt 20 de băiajeni acolo. Și nu vreau să știu ce fac toți ăia. E bine că sunt full life pentru altfel și făcut pe mine ce-i drept. Uite, uite ce fain ai făcut de mine asta, știi? Gheața aia. Să nu te sperii, să nu... Să nu crezi că ești singur. Acum îmi lipsește doar un monstru din spate care să mă împingă și să caut în chestia aia. Doamne, e mult prea periculos. O, doamne, o, doamne. Ușor. Ușor. Voi era. Ok, nu vreau să sparg dertul ăla. Cine știe? Ha, fraierilor, nu mă puteți prinde. Acum se spargă și asta. Sper că nu vor găsi nicio cale de intrare, frate, aici. Pentru că ar fi groaznic pentru mine. Ok. Mai lung. Mai mult de mine. Chestia asta e enormă. Sper că nu pot intra din chestia. Ok, e bine. Mă, bă, nemernici nici aia cum stau acolo. Mama lor. Ok. Și în așa. În episodul următor vom afla ce e cu groapa aia.